Salut și bine te-am găsit la ziua cu numărul 167 din 366. Eu sunt Sorin Veștemean și în fiecare zi anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc diferit. Iar acel pachet va ajunge undeva pe zidul de cărți din spatele meu. Toate pachetele de cărți de joc pe care le vezi pe zid au fost decise chiar de către voi prin comentarii. Dacă vrei să fii tu următorul care decide asta, lasă un comentariu cu rândul și coloana de pe zid. Foarte important să te uiți atent ca acel loc să nu fie ocupat. Astăzi ne uităm la pachetul Bicycle Stargazer. Haideți să deschidem pachetul să descoperim împreună. Știu că există foarte, foarte multe pachete de la Bicycle Stargazer din seria asta cu spațiul și cred că acesta este primul pe care eu l-am văzut vreodată. Nu știu dacă este primul din serie, dar știu că este primul pe care l-am văzut pe spate și mi-a plăcut la partea de culori. Dar l-am văzut la cineva, nu l-am avut eu. Acesta este al doilea Stargazer pe care îl desfac. Mare sus, Bicycle, exact cum e scris pe un pachet Standards. Since 1885, nu vi-l zic în engleză anul, un pip de inimă neagră pe centru cu o steluță mare și în jurul lui alte steluțe mai micuțe, bine repuit cu albastru pe dedesubt și Stargazer Playing Cards. Pe una dintre margini, Air Cushion Finish Made in USA, iar pe cealaltă parte, identic. Designul este făcut de către Johnny Wham, avem și cod de bare, informație că putem recicla cutia, nu vreau să arunc cutia, dacă e aruncut-o cu cărți de joc și faptul că sunt fabricate în state. Iar pe spatele cărților de joc avem o șerpuire, un fel de S. Îmi place foarte mult cum se vede cu acest albastru deschis. Îmi plac foarte, foarte mult culorile de pe spate și îmi place că este un design simetric. Haideți să vedem și cărțile de joc. Wow! Cred că o să-mi iau un pic amețeala când o să mă uit la cărți. Îmi place că este borderless. Uitați-vă ce frumos se vede pe margine când te uiți în toate direcțiile. Se schimbă ceva. Mai ales așa cum se vede cu acest albastru deschis și închis. Avem primul Joker, tot așa, care strălucește. Joker scris mare pe ambele colțuri. Zici că vrea să meargă cu Sorcova. Diferențe între Joker sunt că unul are pe o parte cu alb, iar celălalt cu negru și sunt inversate toate. Adică uitați-vă și la pantalon și la încălțăminte și fustă și pe tricou și căciula. Față la fel și pe mâneci sunt inversate ca și culori. Și putem să ne uităm la cărți, să vedem ce avem aici. Nu știu ce simbolizează acest număr de jos, dar dacă ne uităm la pipul ăsta mare, cum strălucește, este absolut genial și avem un index la fel mare și genial și un pip modificat, dar este mai feiduit, așa, un pic mai întunecat. Avem toate pipurile colorate, se vede foarte drăguț pachetul, iar am ajuns la picture card-uri unde lucrurile sunt frumos luminate. Îmi plac și culorile și cum luminează glowing-ul ăsta, efectul mă refer. Și am ajuns la cărțile de romb și le vedem pe toate până la asul de romb, un romb uriaș. Și mergem și pe la popă, damă, juvete și așa mai departe prin cărțile de treflă, frumos cu albastru pe partea de index. Avem și o treflă întoarsă. Asul de treflă și avem și cărțile de inimă roșie. Foarte drăguț. Respectă un pic din pachetul standard, dar sunt modificate toate. Avem o carte de reclamă de la Stargazer. Avem încă o carte de reclamă de la Bicycle Cards. Și cam atâta. O să pun cărțile extra deoparte. Să dăm drumul la evantaie. Avem primul evantai. Se vede foarte drăguț cu mov, roz și mov pe aici. Îmi plac și cum se văd cifrele, e foarte drăguț și alunecă bine pentru evantaie. Wow, dar ce fain se vede pe spate, hai să-l facem de pe spate că mai e bine. Incredibil de frumos, câteva linii de culori, al mov, negru, iar turcoaz. Îmi place, să vedem și la evantaie cu câte o mână, sunt convins că din nou se va vedea ceva foarte drăguț. L-avem pe primul și pe al doilea. Foarte, foarte simpatic. Merge foarte bine și la ferou. Am avut impresia că o să mă amețească evantaiele acelea, dar nu s-a întâmplat și uitați-vă ce drăguț este evantaiul dublu. Și aici credeam că o să mă amețească, dar nu este cazul. Îmi place foarte, foarte mult cum se vede, îmi plac foarte mult culorile. Merge bine și pentru evantaie. Absolut genial. Să vedem și cum se mișcă pachetul când îl învârtim. Foarte drăguț. Îmi plac foarte mult săurile cum se văd la cardistry.
pentru că este pachetul care e drăguț. Cărțile zgârie un pic pe ambele părți, să le vedem la dribble. Ah, aici am super impresionat. De pe margine arcă mai bine, dar de pe colțuri, ia să mai dau o dată. Este ok. O să dau nota 8 pentru dribble, să le vedem și la springuri. Dar sunt rigide cărțile. Dacă vreți să faceți springuri cu ele, trebuie să aveți un pic de experiență să puteți strânge pachetul. Dar cu siguranță o să vă țină mult. Ia să vedem cum se învârte cartea. Foarte drăguț, îi mai dau o dată. Foarte mult îmi place cum se vede să o sta când se învârte și mă așteptam să fie mișto. Le mai dau un cut și pe alea, trecem în cutie. Foarte bun controlul la cărți. Recomand acest pachet pentru cardistri, pentru trucuri nu neapărat, pentru că nu se văd foarte bine partea de pipuri, dar cifrele se văd foarte bine și sunt vizibile. Sunt niște cărți care poate să atragă atenția cu acest design pe spate, dar eu le recomand cu siguranță. Iar comentariul câștigător de astăzi este de la Eugen Sorin pe rândul 3, coloana 15. Haideți că-l pezit! Avem rândul 1, 2, 3 și coloana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pauză să mă mișc. 11, 12, 13, 14, 15. Apasă butonul de like dacă ți-a plăcut cărțile de joc de astăzi, lasă un comentariu unde vrei să ajungă următorul pachet de cărți de joc pe zid și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. Ne revedem mâine ca de obicei și până atunci îți urez să ai o seară de colecție. Pa, pa!